timp în care o să vorbim despre stil, despre cum putem integra noi doamnele în vestimentația noastră, în garderoba noastră, piese, să zicem, de la domni, de influență masculină. Bună dimineața, Elida, creatorul de stil, ce vine în fiecare duminică și ne mai dă câteva sfaturi pe care ar fi bine să le și ascultăm. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Bine ai venit. Cum facem să integrăm din piesele astea pe care le regăsim din ce în ce mai des în magazine? Sunt piese de influență masculină, adică vorbim de costume, de veste, de toate lucrurile pe care de obicei domnii le poartă, dar acum sunt chiar și pentru doamne în toate colecțiile, nu? Da, da, Diana, ai punctat foarte bine, piese de inspirație masculină, inspirație. Pentru că nu a purta astfel de piese nu înseamnă a merge în garderoba partenerului și a ne alege de acolo. Poate dacă, poate dacă. Poate dacă ai partener. Și asta. Sau dacă ne atrage o cămașă albă, de exemplu, sau una blă, ok, putem să o accesăm din când în când, însă trebuie să avem mare grijă că există mari diferențe de croiuri care nu sunt compatibile și atunci trebuie să ne orientăm spre piese construite pe silueta noastră. Dar dacă ne plac și ne place stilul ăsta ușor masculin, putem să mergem în magazin și să căutăm, spre exemplu, un costum, ce să ne vine bine. Mă uitam la ce ai tu pe tine astăzi, e tot din inspirația asta, tot, nu? Tot în ideea asta, dar vezi că mă duc în zona feminină prin culoare. Culoare. Sacoul este foarte clasic, pantalonul merge în ideea de palazzo, de pantalon lejer. Pantalonii ăștia nu se-i vedem niciodată la domn. Nu se-i vedem, însă dacă vrem să ne ducem către zona feminină, putem alege un costum cu aceste linii clasice, dar jonglăm puțin prin culoare. Acolo facem schimbarea. Da, facem diferența. Fapt. Însă dacă alegem un astfel de costum care pare tipic masculin, da, chiar da, e. Avem și vestă, la două rânduri de nasturi, un double breast, avem și pantalonul, care ne duce direct în zona masculină. Cum facem să ieșim de aici? Pentru că nu vrem să arătăm ca un bărbat până la urmă, da? Ei sigur, bine, sigur nu. Ei bine, venim cu foarte multe accesorii. Broșe. Da. Broșe supradimensionate, arată foarte bine. Cercei mari. Cercei mari. Eșarfe la nivelul gâtului. Pantofi, evident, cu toc. Sau, dacă vrem să-l ducem într-o zonă mai lejeră, putem să punem încălțăminte flate și fără toc. Însă, la fel, în zona mai elegantă. Dacă vrem să păstrăm acest pantalon, da, și să-l purtăm, sigur că... Pantalon clasic. Un pantalon clasic. Simplu, croi, da, drept. Însă, acea stofă mă duce clar în ideea de masculin. Vin și contrabalansez cu o cămașă, de exemplu, în zona foarte feminină, foarte fluidă, din mătase, din voaluri de mătase, da? Cu diverse aplicații, am de exemplu. Că există cămăși în toate felurile acum în sigur, magazine, nu? Cu tot sigur. Felul de aplicații, cu perle, cu pietre, cu... Exact. Sunt strânse aici, uite cum am strâns și o cămașă exact, astăzi. Exact. Au tot felul de artificii foarte... Sau cu imprimeuri. Sau imprimeuri, da. Da. E nice combinația, da? Deja am depășit... Deja la nu mai este deja deloc l-am în zona scos. Masculină. Da. Sau merg în ideea de jachetă, da? O jachetă cu linie feminină, uh-huh, asociată acestor pantaloni extrem de masculin, ca și croi. Jos, în partea de jos, adică încălțămintea poate să fie una sport în cazul ăsta? Poate fi sport, da, poate fi sport, dar asta înseamnă că întreaga ținută se duce într-o notă lejeră, adică punem un maiot, de exemplu, de o jachetă, uh-huh, sau un t-shirt foarte, foarte simplu, acele tricouri basic, pentru a păstra acea notă pentru întreaga ținută. Merg mai departe, o altă piesă masculină, cămașa. Cămașa, acest tip de cămașă, cu manșete foarte late, pe care de obicei ai putea să le porți cu butoni. E foarte elegant, îți place combinația asta? Îmi place foarte mult, mă amuz că mi-am adus aminte că mi-au rămas câteva cămăși din astea. Ai putea să le porți. Dar n-am butoni. Ai putea și să nu știam le porți. Ce să fac. Sigur, da? Butonii, la fel, în zona feminină poți găsi. Le găsesc magazinele tot felul de perle, vintage, am văzut. Da, și magazinele vintage arată, au o ofertă foarte mare de astfel de butoni. Această cămașă o poți purta și cu aceste manșete desfăcute, pentru că se poartă foarte mult aceste manșete. Și manșetele astea exagerat de lungi. Exagerat de lungi. Da. Sigur, dacă vrei să mergi în ideea clasică, un papion la nivelul gâtului, cu un frac, dacă vrei să obții o ținută foarte, foarte elegantă de seară și să treci de la rochia de seară la frac, sau poți să mai accesorizezi, de exemplu, cu o vestă din catifea. Ah, ce frumusețe e. Foarte asta, decupată, pa. Vezi? Foarte decupată în zona bustului. Este chiar decupată până aici, da, nu? Da, da, chiar sub bust. Sau poți să pui și mănuși. Uite, am adus niște mănuși din catifea. Ia, stai, dă-mi-le mie. Ah, una.
și una aici. Nu am găsit. Și practic poți ridica foarte mult mâneca și poți obține un așa styling. Stai tu puțin, interesant. Să punem așa, să se vedem cum se vede. Da, uite, pentru cămașa ta, pentru cămașa ta albă, arată foarte bine în această combinație de alb-negru clasic. Vrei să pun peste a mea sau peste cămașa aia? Peste aceasta, hai, pe asta, știi, peste asta, încerca, că arată frumos, să vedem cum se vede. Uite, dacă îi scoatem mânecile. Să nu șifonez, că mi-e milă. Nu șifonăm nimic, uite. Wow. Uite ce se întâmplă la nivelul bustului, observi. A, deci păstrează se toate aici aceste detalii și ea se închide până sub nivelul bustului. Arată interesant, nu? A, și poți să-i pui mânușile? Nu? Poți sau nu? Aici este, știi, este depinde. O alegere. Este o alegere. Avem și cu și fără. Da. Uite. Da, o variantă foarte chic. Sau această cămașă cu o pereche de pantalon cu talie înaltă. Cu ceva detalii, uite, care merg în zona navy, se poartă foarte și, mult. Au și vipușcă. Vipușcă, da. Așa-i zice, vipușcă. Vipușcă, da. Arată foarte bine. Deci iată că am transformat din nou o piesă foarte clasică. Și foarte masculină. Foarte masculină, cămașa. Da, într-o notă foarte feminină. Din nou sacoul de seară, double breast, vezi cu un material ușor care duce în ideea de elegant, pentru că are această textură de fire metalice. Reverul la fel este un pic lucios, este pare, lucios, nu? Da, este o mătase satinată. Acest tip de sacou îl putem pune fără grijă peste o rochie de seară. Poate fi o rochie lungă, elegantă, exact așa pe umeri, pe cu umeri, un claci foarte mic, cu sandale foarte înalte. O rochie fină, neagră, așa, două brățeluțe. Da. Sau o rochie, uite cum am adus eu aici. Asta, nu? Da, foarte, foarte fină, dar o accesorizăm. A, o accesorizăm. Asta este frumoasă, așa, da, pe corp, pe da, linia este, corpului. Ia linia corpului și o accesorizăm foarte mult în zona gâtului, de exemplu. Pui, putem să punem cercei supradimensionați, așa cum ai tu. Și arată foarte bine. Deci am scos din această linie masculină acest sacou foarte clasic și îl putem purta fără nicio problemă la vestimentația de seară. Wow! Deci putem să integrăm iată piesele astea de inspirație. Piese. Cu câteva piese, deci am vorbit despre vestă, am vorbit despre pantalon, despre sacou, despre cămașă. Piese exclusiv care prin definiție, masculine, da, care prin definiție sunt masculine ca și croi, le ducem în zona feminină cu ajutorul accesoriilor, dar și cu ajutorul stylingului. A, stylingul aici voiam să ajung, Eli, dacă tu le știi potrivit, noi nu ne e mai greu, dar de-aia vii tu în fiecare duminică să ne înveți câte ceva și îți mulțumim pentru asta. Ne vedem și duminica viitoare cu subiecte cel puțin la fel de interesante. Sper că v-a inspirat Eli de astăzi și dacă aveți în garderoba soțului, partenerului, câte ceva de luat, luați, împrumutați, dați înapoi că e ok. Iar noi, dragilor, luăm o scurtă pauză, stați cu noi, suntem la Superneața de weekend.